Sigur că până acum câtva timp și chiar în momentul de față, Mediasul și zona Mediasului, cu Copșa Mică, cu tot ce a însemnat această industrie puternic poluantă, a fost percepută ca cea mai poluată zonă din România și poate chiar și din Europa. Iată de ce și din această perspectivă, acest proiect pe care veniți să-l propuneți dumneavoastră capătă o altă dimensiune. Și mă bucur că se întâmplă în Mediaș, pentru că și prin acest proiect Mediașul dă semnalul că vrea să se implice în această luptă împotriva poluării. Și sigur că reducerea emisiilor de dioxid de carbon în contextul actual înseamnă luptă împotriva poluării. Și iată că Mediașul, prin acest proiect, se fixează în conștiința României și nu numai în conștiința României, ca unul din mari actori care luptă pentru reducerea nivelului de dioxid de carbon și, în general, luptă pentru curățenia planetei. Sigur că și la nivelul municipalității avem o strategie în acest sens. Am lucrat foarte bine cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, la fel când ea agenție. După aceea, ulterior, cu ANRE-ul am lucrat foarte bine. Avem o serie întreagă de proiecte pe care le-am pus deja în practică. Suntem invitați să adăm și noi la pactul primarilor, dar încă suntem acum numai în rezidență, după ce am făcut acest proiect. Pot să mă laud că Mediașul este un actor important. Și atunci o să adăr și eu la pactul primarilor. Este pactul primarilor, este o asociere a primarilor din întreaga Europa, care și-au propus să lupte și să reducă emisiile în municipiile lor, în orașele lor, cu 20% până în 2020. Nu mai am rețineri. O să am la bază acest proiect, o să mă pot lupta, că actorii principali, de fapt, sunt două companii cu Sergio Media, Transgazul și Romgazul. Și chiar uite, profit de prilejul acesta, pentru că văd această implicare, să invit cele două companii alături de comunitate să mai reducem un pic dioxidul de carbon din Mediaș prin amenajarea unui parc de 20.000 de metri pătrați. Ce ziceți, domnule? Am luat pe surprindere. Da, și mă dată, mă bucur. Sigur, eu vă doresc succes la aceste lucrări. Încă o dată mă bucur că acest proiect prinde viață și sunt convins că va fi